Slavă lui Dumnezeu stai în ascunderea lucrurilor, iar slavă în stai stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 2, 25, versetul 2. Cu cât trec ani, sunt anumite lucruri care un om le observă. Un om, de exemplu, de 60 de ani, 70 de ani, a avut timp, dacă a fost atent, să observe lucru care cel de 20 de ani uh, n-a avut încă ocazie să le observe. Și un lucru care am observat de-a lungul anilor, adică a trebuit să trac anumite ani ca să Realizez, să-mi dau seama și să văd această realitate. Pentru că în lumea în care trăim sunt multe realități, multe principii, multe adevăruri. Și unul care, după un anumit timp, am observat este că în lucrurile spirituale este ușor să ai. O foarte bună intenție. Dar să ai rezultate chiar opus la ceea ce vrei. O să zic asta din nou. În lucrurile spirituale este ușor să ai cele mai bune intenții. Intențiile tale să fie bune. Dar rezultatele să fie opus la ceea ce vrei tu. Hai să-ți dau un, un text. Pavel zice, ceea ce vreau să fac, nu fac. Dar ceea ce nu vreau să fac, fac. Este un exemplu. Unde dorința lui este bună, dar rezultatul este opus. În lucrurile spirituale este foarte ușor să-ți dorești un lucru, dar din cauza ignoranței, în practică să lucrezi împotriva ceea ce îți dorești. o să zic asta din nou, e foarte ușor în lucrurile spirituale să-ți dorești un lucru, dar de fapt, în realitate, din cauza ignoranței, tu să faci lucru care merge exact în parte opusă a ceea ce îți dorești. Și uitându-ne la viața lui Samson, am ajuns la un astfel de adevăr. Am ajuns la un astfel de realitate. Unde este foarte ușor că nu luăm în serios ceea ce zice Cuvântul lui Dumnezeu. O să avem intenții cele mai bune. Dar o să ne trezim cu rezultate, cu experiențe opuse la ceea ce am dorit. De aceea, în dimineața aceasta, nu cred că o să fiu lung, este sâmbătă, după amiază avem uh, întâlnirea aduceți mi un, cânt, un, un, un cântareț uh, cu, cu arfa și atunci um, nu cred că o să fiu lung dar mi se întâmplă să cred chiar să am doresc să fiu scurt și timpul, proteinei să înceapă să curgă pur și simplu și uh, să nu reușesc să mă opresc până am, data dat anumite lucruri. Dar, aș vrea să fi foarte atent la ce urmează să citesc. Pentru că un lucru care ne face foarte mult rău este să credem că Dumnezeu este religios. Dumnezeu nu este religios. Dumnezeu este un Dumnezeu de principii. Și principiile acestui univers sunt încapaținate. Adică că le știi, că nu le știi, nu este problema lor. Că ești creștin, că nu ești, nu este treaba lor. Ei, fiecare principiu, observă un lucru. Dacă găsesc un om care face asta și așa și asta, așa trebuie să acționeze. Fiecare principiu. emplineste que vrei nu vrei principilesent incapacinat si azun sa vorbes dexpre un subiect care îm dau siama nu luam inserios de multeu aisa mai pun lucruile n contexto um pic unde ul vine la mama lui samson soția lui manoa zice sai griză ce mananc din cauza ceea ce port. Câți dintre noi, când a fost ultima dată când ai vrut să mănânci ceva și imediat o să-ți explic ce adubă să mănânci. Și te-ai oprit și a zis, nu, nu, mâncarea asta pentru mine este ok. Dar ceea ce Dumnezeu a pus în mine, viața care trebuie să se dezvolte în mine, asta este o travitor. Atunci fac, mă opresc și caut ceva care o să ajute ceea ce port. La fel cum o femeie însărcinată are grijă să nu mănânce cât timp ce însărcinată tot ce îi place. Are acum grijă pentru că are o altă viață, poate o altă viață. În caz că nu știi. Și ai că, bine, o să sune un pic ciudat, dar... Bun, hai, să zic așa. Știai că tu porți o altă viață care se numește sămânța lui Dumnezeu din moment ce ești născut din nou, ai o viață nouă. Port o nouă viață care nu avea înainte. Iar cât de mult se va dezvolta această viață, depinde de tine. Proverbele 18. Ai să fim atent la ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Proverbele 18, versetul 20. Am citit 21. Dar hai să citim și versetul 20 ce zice. Din rodul gurii lui își satura omul trupul. Din venitul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Rodul gurii este o mâncare. Oh, există mai multe mâncăruri. Dar aș vrea să înțelegi că rodul gurii, ce vorbești tu, este o mâncare care ești primul inv 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 invitat la masă să mănânci. De exemplu, un omul care vorbește urât. ceea ce spune va deranja pe alți cu siguranță. Va perturba pe alți cu siguranță. Dar cuvântul lui Dumnezeu zice și el mănâncă din ceea ce spune. Pentru că înainte să cade în urechea celorlalți, cade mai întâi în urechile lui ceea ce spune. Ai remarcat un fenomen interesant. Prima dată când îți auzi vocea, îți auzi vocea fiind înregistrată. Ai un sentiment și zici ceva de genul, dar oare asta e vocea mea? Asta e cam oamenii ca prima dată, ca apoi când ești obișnuit, dar prima dată când îți auzi vocea înregistrată, ai impresie că e un pic diferit. O să zici, dar așa vorbesc eu. Dar fenomenul este normal. Pentru că atunci când tu, de ce pare diferit? Pentru că

Deci când tu vorbești, primul care ești aude <laughs> cuvintele care ies, ești, ești tu, ești primul. Deci ești invitat la masa cuvintelor tale. Aș vrea să ai această imagine de că tu, când tu vorbești, se fac anumite mâncări spirituale. Se produc anumite mâncări spirituale. Dar aș vrea să înțelegi, primul invitat să mănânci acele mâncăruri ești tu. din rodul gurii omul se satură. Cuvintele tale sunt o mâncare spirituală care o mănânci tu. Acum, dacă înțelegem că acum purtam o altă viață, cuvintele noastre nu numai că este o mâncare pentru noi, este și o mâncare pentru viața care o purtăm. Și aici, singur, ne facem rău de multe ori. Nu degeaba textul zice, moarte și viață. Începe cu moarte. Nu cred că este la întâmplare. Pentru că am remarcat cu limba noastră, chiar și după ce ne întoarcem la Dumnezeu, avem tendință să vorbim mai mult moarte decât viață. Și ghici ce? Suntem invitați să mâncăm rodul. Dacă ai învățat să observi viața ta, ceea ce sur vôtre, la școală nu a existat, acest curs, sunt multe cursuri care aș fi vrut să le fie învățat la școală. Și unul din acest curs este cum să observi viața ta. Cum să fii un spectator la propria ta viață. Și si, să te vezi, să te uiți la tine ca la treia persoane. Dacă te separe, tu dai tot eter în Evanghelie. De câte de... ori Domnul Iisus vorbește despre el. La trea persoană. Nu vreau să mă duc acolo. Dar ți-am aruncat un lucru la care să te gândești. Ce este limbajul ăsta? Iar fiul lui a venit pentru de a vorbește despre la trea persoană. De a zice. De la să te gândești. Dar a mă întorc. Aș fi vrut să fac cursul ăsta. Cum să te uiți la proprietatea viață. Pentru că repede aș fi învățat deja multe lucruri despre mine. Și dacă ai învățat, să fii observator apropiat ale vieții. Îți garantezi, este imposibil. Să nu, la un moment dat, să remarci fenomenul următor. Să fii într-o situație neplăcută, care nu-ți place. Nu-ți place. Și totuși, pentru că ești un observator, să fii în stare, să te duci în trecut și să găsești originea situației unde te afli și să dai seama de fapt această situație a rezultat de anumite cuvinte care l-ai spus. Știu că e foarte greu de crezut, chiar și pentru creștini, deși Biblia vorbește despre asta. Și pentru că suntem, uităm repede, uităm repede, nu reușim să facem conexiune, legătură între anumite cuvinte care le spunem și anumite experiențe care le avem. Dar sunt câțiva care au ajuns să facă anumite conexi, conexiuni și au văzut, au înțeles, sunt aici. Pentru că au zis, iată ce am zis. Nu te juca cu cuvinte. Nu te juca cu cuvinte. Și zic, nu, asta nu este gândirea pozitivă, asta nu este New Age, asta nu este nu știu ce. Ah, pe ce zici? Parcă și oamenii de la gândirea pozitivă zic asta. Dacă oamenii de la gândirea pozitivă au copiat Biblia, treaba lor. Mă interesează ce zice Biblia. Vezi oameni în lume care au înțeles aceste principii le aplică și au rezultate în viața lor. Cei care de care s-a furat principiile, adică creștini care au Biblia, ei nu vor să cadă în principiile. Și uite unde suntem în societate, ce impact avem. Cuvintele tale, aș vrea să înțelegi acest lucru, este o mâncare pentru tine. Și pentru că ai o viață nouă în tine, este și mâncare la această viață nouă. Deci orice cuvânt care este din gurata. Or ori o moară ceea ce ai în tine, ori da viață la ceea ce ai în tine. Domnul Iisus ne-a demonstrat că cuvintele pot usca chiar și un pom din rădăcină. Deci cuvintele pot ucide. Problema este că de multe ori vorbim, și nu putem vedea imediat efectul cuvintelor noastre. Asta e problema noastră y e la un moment dat în cap împaraților, de acest exemplu și eu să închei ca să nu fiu lung cum am zis. est pre important subiectul continue, O să continuăm, cu așa lui Dumnezeu, să vân viitoare. Pentru că e un lucru. Ascultă, e un lucru să fi persecutat de întuneric și așa mai departe. Dar e alt lucru când tu singur sau singură, cu propria ta gura, te-ai legat, cum zice Scriptura. Cu propria ta gura te-ai dus în probleme. Cu alte cuvinte, dacă ta ceai, era mai bine. Ai, 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 Îți dau un exemplu. Hai să-ți dau un exemplu. E un exemplu, nu știu dacă poți să zici dacă e pozitiv sau negativ, îți dau un exemplu și si tu uh, poți să-l clasifici dacă vrei, dar am să-ți arăt un principiu și apoi o să închei și te aștept uh, la ora patru, da, la speranță, te aștept dacă poți să vii vinul, dacă nu poți să vii tot vinul, À propos d'un premier test d'entre-barres, d'un va faire online, d'un te teste-t-il, nous se fait online. Ok? D'un que teste-t-il, nous nous ça prégatifs qu'on se fait date online. Bon, quand ça. Déjà Il que déjà mis cette autre entrée? Aïe, ça répond déjà. L'entre-barres est à coup. Acha, on n'en parait chapitre présent, on n'en parait chapitre présent, etc. Tu vas. Verset 9. Il y a Tishbitul, où nous dit l'Ocritor, territoire gala de lui, Aziz lui Ahab. Vieux est-ce que domnésé au lui Israël. Al-Kari Sujitor Saint, que Ani Achesta nous va finir, ni chro, ni chploye, de quitte d'où pas couvrir tout le monde. Je suis d'accord, mais j'aime si une l'Umina Kari Yakov, n'est-ce pas, n'est-ce pas, c'est un événement, mais d'âme, c'est à ma femme, à cette fausse décision à lui, il y est. Ça, c'est roi, je sais, nous fait ployer. Nu Dumnezeu a venit zi, il e roagă să nu fie pe nu, uh, da nu. Dumnezeu a venit să-i spună, vreau să aduc ploaie. Dar nu Dumnezeu a inițiat. Da? De cel puțin din ce avem în Biblie. Nu Dumnezeu zice, il e cum să te să nu fie ploaie. Dar Iacov da, ne zice, il e a fost un om cu acelea slăbiciune ca noi și s-a rugat ca să nu ploaie. Nici acolo nu se zice că Dumnezeu a zis. Da. Bun. Deci, el ia o tarire să se roage, dar nu este o rugăciune la întâmplare, pentru că el și ia cuvântul lui Dumnezeu, printre care Dumnezeu zicea la poporul său, când te vei îndepărta și așa mai departe, voi închide cerul și așa mai departe. Și atunci, poporul care era să se de Dumnezeu, s-a dus după alte Dumnezei și el a venit și a zis, ok, să fie închis cerul. Pentru că atitudinea poporului asta, inima lui nu este într-o stare bună. În fine, el vine la împărat și zice, nu va fi ploaie decât după cuvântul meu. Și apoi Biblia zice așa, și cuvântul Domnului a vorbit lui Elie cu aceste vorbe, placa de aici, îndreaptă-te spre Rasarit, ascunde-te lângă pirul cherit, care este în fața Iordanului.

Și omul are nevoie de apa ca să trăiască. Dar la un moment dat nu mai este apa. Prul a secat. Cine a făcut să fie secat prul? El. Cuvintele care l-a zis. Dar prul nu a secat imediat prima zi. Nu. A trebuit să treacă timp. Și acum mânca din rodul gurii lui. Sete mânca sete. Dar Dumnezeu a avut grijă de el pentru că contextul, înțelegem că contextul era ca poporul să se îndrepte către Dumnezeu. Dar aș vrea să-ți arăt și în acest context cum noi, din păcate, din, din, scuze mă să zic asta, din prostie, nu că vrem să aducem poporul lui Dumnezeu să vină la Dumnezeu, nu, din prostie, uneori, noi singuri, facem că apa aux substances de caravans, ça disparaît. Déchets avaient levé, déjà déchets. D'une cause, on met le caravans, on se pose une très coûte. T'es rouge, fort, la chiesse est d'une gourate. Donc, la Bible dit, que es manque d'une route d'une gourate. Vrai, nous, vrai. Le problème, c'est que, quand chacun suis quand s'agisse là. la... la smoking. Să nu mănânce. Este a două zi când au trecut. Biblia zice a doua zi. Știu că există o evanghelie unde vedem evenimentul se întâmplă instant, atunci trebuie en să ne întrebăm oare e același pom sau ok, asta e altă dezbatere. Dar este altă evanghelie unde zice clar, a două zi. Când au trecut, au văzut rezultate. Deci a trecut un timp între moment când el a zis și când au văzut rezultate. Dar, în cazul lor am au trecut lângă acolo și Petru a făcut conexiune. A zis, ah, uite, pomul despre care ai vorbit, dar noi, asta e problema noastră. Suntem într-o epocă unde alergăm stânga dreapta, unde mai ai timp să treci, unde ai zis nu știu ce, și să faci conexiune ce se întâmplă peste săptămâni, peste luni sau peste ani. Și când nu facem această conexiune, că nu înțelegem asta, continuăm să folosim gura noastră. în mod de intelect. Și ajungem în situații care au fost create chiar de propriile noastre de cuvinte. Mă opresc aici azi dimineață. Dumnezeu să-ți dea intelectul. Dumnezeu să-ți dea intelectul. Pentru că acum nu se să Doamne, nu știa. Zice că e bada știa. Si s-a spus. Que Dieu te bénisse.